trei dubițe de jandarmi și intersecția din urmă mai era una cu girofar. O fi ceva zavieră. Afară sunt forțe impresionante de ordine, poliție, jandarmerie. Unele le demolează, dar pe altele nu. Sau le demolează pe toate. Oamenii supărați. În stația de metrou Ștefan cel Mare e scandal. Cineva încearcă să demoleze chioscuri și cineva se împotrivește. Și a fost necesară intervenția forțelor de ordine și presa. Spun că suntem în sectorul 2, dacă a venit ADP-ul din sectorul 2. Cineva strigă acolo, cred că dintre cei revoltați. Legalitatea construcției, însă, e clar,
Este clar. Da, discuții afară, domnule, n-ai ce vor că proprietarul este Ministerul Transportului prin Metrorex aici. Primăria zice că afacerile sunt ilegale, ei zic că e business privat și că trebuia tolerat. Evacuarea se face benevol. Nu mai așteaptă să vină organele. A căzut piciorul. Up. Ridic eu? Da, să-l prindeți bine de data asta. Mă, dracu, că mă vede copiii acasă. O să creadă că a jucat fotbal cu piciorul, a? Știți cumva spre circ în care parte ies? Mersi.